asta, cum îi simți din punct de vedere fizic și ceea ce ai? Am fost popular când am lăsat Marinescu înainte. L-am băgat înaintare. Băieții sunt ok. Se pregătesc bine. Am trecut de perioada cea mai grea, acum intrând pe finishing, să spun așa. Și suntem bine, suntem ok, fără accidentări, fără, chiar dacă unii au venit mai târziu și au de recuperat, eu zic că vom ajunge bine la ora jocului. Cum e asta de vedere, ați reușit să integrați pe cei care, cum știu, au venit mai târziu, mai la Ivanovski, la Tomas, care am văzut că au făcut aproape tot la cap cu cei care au început de la bun început. Da, ei au avut o vacanță mai scurtă, de aia au pierdut mai puțin în perioada de vacanță. Am reușit să facem câteva antrenamente cu ei suplimentare ca să îi aducem ușor, ușor să integrăm la joc, cum să-și cunoască colegii, dar vor mai avea de lucrat suplimentar. V-ați atins obiectivele din punct de vedere fizic până acum? Până acum urmăm planul care l-am făcut la începutul sezonului, am mers etapă cu etapă și am reușit să trecem exact prin toate etapele care le-am avut de făcut. Vom merge împreună, pentru că nu pot să-i las de tot. Avem momente în care e clar că în perioada asta vor lucra mult mai mult tactic și avem mult mai multe jocuri, pregătim și jocurile de pregătire, de verificare, dar avem și componentă fizică până aproape de început.